Vrei să fii soția mea? No way! Tocmai s-a întâmplat asta în direct? Concursul ăsta câștig pentru tine funcționează foarte simplu. Am zis că mulți dintre ascultători și ne bucurăm foarte mult de treaba asta. Își doresc, în general, când câștigă un premiu, să îl dea cuiva drag. E, Andreea a intrat pe site la noi și l-a înscris practic pe Adrian în concursul ăsta. Vrei un premiu pentru Adrian. Ne-ai povestit foarte frumos aici că vrei să-i mulțumești cumva prin chestia asta iubitului tău. Acolo este un premiu pentru Adrian. Din partea ta, Andreea. Okay. Dar tu nu știi ce e acolo. Ne-am ocupat noi. Ideea a venit de la noi. Înainte să începem nebunia asta cu premiu, trebuie să mai specificăm o chestie. Adrian, între timp, a rămas fără job. Unde ce lucrai? Ce domeniu? Eu eram administrator website la un pet shop online. Ok. Dacă sunteți angajator. Și aveți nevoie să vă administreze cineva un website, ceva. Da. Și nu numai. Dar ce mai știi să faci? Background-ul meu e de marketing, online marketing, pentru că am mai fost manager de marketing la o firmă anterior și știu cam tot ce înseamnă felia asta de marketing online cu e-commerce. Deci în zona asta mă situez. Okay. În cazul în care sunteți curioși sau vreți mai multe detalii despre Adrian, voi ca angajator, e 0734-3-6-3-0, facem și asta pentru Adi, de ce nu? Virgin Jobs. Uite, și poate contribuim și noi la fericirea lui, pentru că tocmai în momentul ăsta ne-a scris Georgiana pe WhatsApp. Neața, îmi puteți da contactul lui să discutăm una alta? Să înțelegeți, în studio, dacă nu ne puteți vedea live pe Facebook acum, este o cutie foarte mare, cu o perdea foarte frumoasă și Șurubel se pregătește să tragă perdeaua și să vedem ce premiu am pregătit pentru Adi din partea Andrei. Șurubel! Numără! Tragem perdeaua în 3, 2, nu, stai un pic, Șurubel, du-te înapoi la microfon, te rog. Du-te un pic. Am o idee. Facem așa. Fiți atenți. Andreea, poți să renunți la ce e acolo? În schimbul a ce? În schimbul unui city break de o persoană, doar pentru tine, unde vrei tu în Europa. Nu absolut, plec, oriunde Adrian, vrei. Nu plec. Stai un pic, stai un pic. Gândește-te că poate un loc... Poate un loc în Europa în care ai vrut întotdeauna să ajungi, fără să te cecălească Adrian aici de față. Deci poți să renunți la ce acolo pentru un city break de o persoană oriunde în Europa. Andreea, gândește-te, ți-am mai zis, acolo poate fi un pix, un preloc, un lingou de aur, un complex rezidențial, un... Poate vrei să scapi un pic și de Adrian, o perioadă scurtă, poate acum, din perioada sărbătorilor sau la iarnă. Nu vreau, nu, sub nicio formă. Nu, am văzut pe față că nu. Nu? Nu. V-am zis, nu ne-am gândit la premiu, nu am fost entuziasmată de premiu, ci de experiența în sine, deci okay, nu mă interesează. Hai, se țin tare. Du-te acolo, pentru că e serioasă treaba, gata. Tragem perdeluța în 3, 2, 1, stai, nu, stai, întoarce-te puțin la micro. Nu, mai am o idee înainte, mai am o idee. Ionuț, du-te, fugi. Tu ai zis un lucru foarte important mai devreme, ai zis că nu prea îți place să speli vasele. Da, adică nu e neapărat activitatea ta principală și preferată. Nu, și Adrian, pică măgărața pe Adrian mereu, nu? Da. Să fac asta. Puteți să plecați acasă cu o mașină de spălat vase și să renunțați la ce este acolo. Pe bune. Există șansa să tragem perduluța aia și să fi fost mai bine să alegeți asta. Poate city break-ul una, hai să zicem că beneficiai numai tu, am înțeles, ăla, am văzut pe fața ta că nu exista discuția. Da, aici eu zic că e de gândit. Gândiți-vă bine. Mai și ne ziceți în direct ce ați ales. Da, nu ziceți acum. Așa, cum ziceați că v-ați cunoscut? E o poveste foarte interesantă, demnă de un film, ca să spun așa. Serios? Da. Eu în 2017 încheiam o relație de vreo 6 ani de zile, 6 ani și ceva. Și, mă rog, din cauza mea, da? Sunt sincer, n-am nimic de ascuns. N-am întors fiecare la ai lui, ca să zic așa, și ulterior eu am încercat în următoarele 2-3 luni, cam până în septembrie, prin tot ce mi-a stat în putință, cumva să îmi răscumpăr greșeala, să o aduc înapoi, să o recuceresc. Cum? Prin absolut orice metodă îmi venea în cap, nu știu, 50 de trandafiri la birou, whatever, m-a alergat după ea. Ai făcut by the book toate alea. Da, adică okay. Cam tot ce îmi trecea prin cap, uite, okay. Pentru că aveam practic toate canalele de comunicare erau blocate. Număr de telefon, Facebook, ai că știți cum se face când ți-ai efectiv nu și n-ai practic cum să comunici.
Și într-un exces de, nu știu, să zicem, disperare și dor, într-o seară am mers și am scris pe o alee, alea din fața blocului ei, cu cretă, de, nu știu, de sute de ori, mi-e dor de tine. În fața blocului fostei? Da, da. Mi-e dor de tine de sute de ori? Da, da. Țin-o acolo un pic să vadă și oamenii de pe Facebook. Deci wow. O operație care a durat 5 ore. Stai că eu încă nu înțeleg. Ok, unde merge chestia? Cum ai cunoscut-o pe... Noi vorbim despre cum ai cunoscut-o imediat, pe Andreea. Deci tu ai scris de sute de ori mi-e dor de tine cu cretă în fața cineva. Blocului fostei. Exact. Și? Și de aici vine partea tare. Era drumul pe care mergeam eu exact. Spre muncă. Stăteam la câteva blocuri de fosta lui prietenă. Și practic eu trecem în fiecare zi pe acea alee. Și ai văzut scris? Da, mi-e dor de tine de sute da, de ori. Da, a văzut, a făcut o poză pe care a pus-o pe Insta Story. Coincidența, da, coincidența face că eu aveam la muncă în momentul ăla un coleg care era cu ea la facultate. Și așa. Eu venind la muncă și efectiv mă dureau picioarele de la cât am stat în genunchi și am scris pe jos, mergeam destul de crăcănat și, mă rog, niște amuzante. Eu i-am spus că, băi, eu merg așa pentru că dragostea doare. Zice, adică cum? Și zic, păi am scris cu cretă pe asfalt. Și s-a schimbat la față, zic, ce s-a întâmplat? A apărut pe Junima, asta a fost prima chestie și am fost, nu. A pus pe Junima. Nu, asta a fost, a fost o glumă. Și așa, okay. Asta mai a fost priceless atunci. Și deci băiatul văzuse la tine pe story și tu pe story ai întrebat ceva legat nu, de asta? Nu, nu, nu. Am scris pe story o chestie genul mișto, că cineva chiar s-a străduit. Aha, ok. Și el mi-a spus, zice, nu, că am o colegă care a văzut poză. Zic, da, serios? Și dăm să văd. Și am, după câteva ore, nu știu, oarecum am simțit dator sau am vrut eu să știe cine a scris acolo. Și așa că am căutat-o pe Facebook, am adăugat-o și cam așa a început conversația noastră. Și care a primul lucru pe care l-ai scris? Eu sunt cineva. Eu sunt cineva. S-a străduit. Și așa a început totul și practic de la o chestie pe care am făcut-o pentru altcineva și nu m-aș fi gândit ever... Păi și ce făceai, mă, dacă răspundeai și fosta impresionată de sutele de mesaje de pe trotuar? Nu știu, dar sincer, acum o spun și fără nicio supărare, mai bine. Mai bine pentru că am avut ocazia să întâlnesc un om pe care nu mi l-aș fi imaginat. Dar băi, zici că e un film, zici că e o comedie romantică. Da, toată lumea a zis că este, povestea este wow, adică... Ce mișto, ce invidios încă e așa o poveste mișto de spus nepoților. Ce alegeți? Renunțați la ce e acolo pentru mașina de spălat vase? La o mașină? Nu. Facem un pact. Astăzi, 2 decembrie, eu renunț de tot la spălatul vaselor. Timp de un an. Fii atent că ai martori. Pentru că tu nu ai vrut să iei mașina de spălat. Deci dacă nu vrei mașina, un an de zile eu nu mai spăl o linguriță. În genul de om care merge la risc. Da, tocmai de asta. Nu iau doar eu decizii. Bun. Și-a semnat sentința sau o decizie genială. Aflăm în câteva secunde când tragem perdeluța. Ați renunțat la mașina de spălat vase, da? Da. Bun. Duce sar. Live pe Facebook. Premiul pentru Adrian din partea Andrei este 3, 2, 1. 2300 de saci de strâns după cățelul tău. Sunt nu 1000, nu 2000, nu 3000, 2300 de săculeți de strâns după cățel când îl scoți afară. Dați-mi voie, eu vreau să-l felicit prima pentru Adrian, pentru că o să ai foarte multe vase de spălat. Ai câștigat. S-a dat un an de vase. Ai câștigat Adrian, un an de vase. Adrian, dacă cineva și-a făcut-o cu mâna lui. Tu ești. Da, e ok, adică chiar sunt util. Adrian, ceva de zis în apărarea ta la final? Da, ce pot să zic? Mulțumesc, Vărgele, pentru premiu. Chiar nu mă așteptam. Și aș vrea să-i mulțumesc iubitei mele pentru tot timpul în care mă suportă și pentru experiența asta. Chiar mă bucur că am ajuns aici și ne-a spus povestea. Și noi doi am mai vorbit despre ceva și eu am spus că o să se întâmple când se așteaptă cel mai puțin. Și de asta vreau să-i pun o întrebare. Vrei să fii soția mea? No way! Tocmai s-a întâmplat asta în direct? Da! Nu te cred! Da, 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 vreau! Da. Nu te cred! A zis da! A zis da! A zis da! A zis da!
Băi, sunteți nebuni. Ce se întâmplă cu frate? Nu pot să cred. Bravo, Andreea și Adrian. Mamă, cum a început câștig pentru tine la Virgin Radio. Incredibil. Mulțumim frumos, Hell, că a intrat în nebunia asta și ne dă power like hell. Și nu uitați să intrați pe virginradio.ro și să răspundeți provocării Hell Energy Drink, să câștigați la radio, dar pentru altcineva. Super! Wow. Câștig pentru tine la Virgin Radio. Cel mai frumos gest de la mulțumesc încoace. Înscrieri pe virginradio.ro.